Hello, dragile mele, și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi să știți că nu trece niciun tractor pe aici, e doar motorașul care face de lucru aici pe lângă picioarele mele. Da, și el toarce, că da, e motorașul. Am constatat că toarce mai tare decât frigiderul. Deci scoate un sunet mai tare decât un bâzeie frigiderul. Da, nu știu dacă e bine sau rău, dar în fine. Astăzi o să vă arăt produsele mele favorite din luna octombrie, că da, de-aia e motorașul aici, după cum v-ați obișnuit, în clipurile cu favorite, dânsul de obicei își face apariția. Însă, spre deosebire de orice alt clip cu favorite din anul ăsta, nu am să vă spun că octombrie a fost o lună scurtă, nu, din contră a fost chiar foarte lungă și enervantă și bine că s-a terminat. Și da, împachetăm cu un clip ăsta cu favorite și salutare. Așa, o să încep cu produsele de skincare pentru că am decât unul. Mi s-a terminat crema pentru față și mi-am luat o altă cremă. Este asta de la Aven. Este o cremă hidratantă. Din păcate are numai SPF 20, că vă ziceam eu într-un clip că am fost să-mi caut o cremă cu SPF mare, cremă de zi hidratantă cu SPF mare și nu găsești la noi, că da, la noi nu se găsesc creme cu SPF peste 20, că moare lumea. Eu sunt genul de om care nu îi place să combine, să mai aplic mai multe creme, să pun și cremă hidratantă, să pun și cremă cu protecție solară, să pun și nu știu ce cremă de antiriz, să pun și... Nu, dacă se poate să le aibă o cremă pe toate, așa, ca să o pun pe față și să plec, eu sunt super fericită. De-aia caut tot timpul o cremă hidratantă cu SPF cât mai mare. Însă, ce-mi place la ea este că este hidratantă, însă foarte confortabilă. Nu e grasă, nu se simte grea pe față, nu se simte greasă, nu îți alunecă machiajul când o pui. Și am văzut că blurează și porii. Că am niște pori sănătoși aici, nu glumă, și îi blurează foarte bine și nu știu, îmi place chestia asta, am văzut că mi s-a terminat, nu mai am niciun primer care, pentru pori, care să le restompeze porii și am observat că nici nu am nevoie cu asta. Din punctul ăsta de vedere este super ok, vine și într-un tub din ăsta în care o storci, nu bagi mâna așa, în borcan, ceea ce e super din punctul meu de vedere, deci îmi place. În materie de make-up, am reînceput să folosesc foarte mult paleta asta de la Naked, luna asta, asta mică Naked Basics de la Urban Decay. Nu am mai folosit-o de foarte mult timp pentru că am tot rotit, am luat chocolate bar-ul pe care îl folosesc în mod constant acum și de regulă ce am făcut luna asta a fost să combin câteva culori de acolo din chocolate bar cu culorile astea. Asta, pentru cine nu știe, este o paletă cu farduri neutre, însă reci. Și eu, sincer, să fiu, nu sunt o mare fan a fardurilor reci, așa. Trebuie să le combin cu o nuanță caldă ca să nu arate ca și cum mi-ar fi dat cineva pumnă în ochi. Dar îmi place foarte mult. Deci Urban Decay are unele dintre cele mai bune farduri și asta pentru că ei au formula lor proprie pentru fardurile de ochi, fardurile pudră. Nu știu dacă știți chestia asta, dar ei au laboratoarele lor proprii în care își produc produsele și acolo au dezvoltat o formulă pentru fardul pudră care este proprie, este atestată Urban Decay și în toate palete, în majoritatea paletelor, de fapt, în cele Naked și cele Vice am înțeles că nu sunt prea bune, adică nu toate sunt prea drăguțe. Astea Naked, absolut toate fardurile sunt produse și atestate ca fiind ale lor, formula lor și într-adevăr au o formulă foarte bună, se amestecă super, super, super bine și efectiv nu-ți ia mult timp pentru că până la urma urmei poți să-ți faci un machiaj bun cu orice fard, fie că e de 1,50 lei, fie că e de 150 de lei un singur fard. Însă problema e în ziua de astăzi cât timp petreci să îl faci să arate bine. Și nu-ți trebuie mult timp cu asta și de asta îmi place foarte mult și da, trebuie să o mai refolosesc. Un alt produs pe care îl ador și pe care l-am folosit foarte, foarte mult luna asta a fost rujul ăsta de la YSL. Este numărul 47 și este un nude. Este un nude foarte frumos. Este My Lips But Better. Și îmi place enorm de mult rujul ăsta. Încerc să-l folosesc, însă să nu-l folosesc
fără ADS pentru că mie că mi se termină și mor dacă mi se termină, dacă rămân fără asta, pentru că arată super bine. Când filmez, nu prea îl folosesc pe asta pentru că nu prea se distinge pe cameră și atunci n-ai de ce să-l mai pun. Îl am și acum pe buze, am și un creion pe dedesubt și sinceră să fiu, este super cremos. Aveam buzele îngrozitor de uscate, că n-am reușit să aplic creionul decât în mare parte pe exteriorul buzei și pe buză n-am reușit să umplu creion pentru că aveam buzele foarte uscate și am pus asta și este super hidratant și se simte foarte bine. Ia să mai pun un. Scumpe, nu știu, deja toată lumea când se-și cumpără rujuri scumpe și eu era să fac tâmpenia asta și să cad în chestia asta, toată lumea tinde să-și cumpere culori turbate când își cumpără rujuri din astea scumpe pe care practic nu poți să le iei în fiecare zi și își cumpără rujuri din astea turbate și te gândești că nu le porți prea des. Vă recomand, dacă totuși aveți posibilitatea să vă cumpărați un ruj de genul ăsta, să vă luați o nuanță pe care să o puteți purta, ca să vă bucurați de ea, pentru că până la urmă de asta dați banii pe lucruri, nu ca să stea în raft frumos. Acum, trecând la produsele mai noi, nu știu dacă ați observat în ultimul clip și în clipul ăsta, că sprâncenele mele sunt puțin mai deschise și în sfârșit am găsit o culoare care să mă mulțumească și de care să fiu fericită, în sfârșit, care nu e nici prea blondă, nici prea închisă, nici prea roșcată, nici prea maro, adică e mai deschisă decât părul meu puțin și exact așa cum îmi place mie. Și mi-am luat creionul ăsta de sprâncene de la Benefit. Am stat o grămadă să văd dacă vreau să-l iau sau nu, pentru că e cam scump. Așa. Asta este cel Goof Proof, care are și asta, periuța în capătul ăsta. Și e super să ai o periuță la creion, pentru că nu mai stai să cauți periuța, să nu știi ce, să le dărâm pe toate până îți faci sprâncenele și așa mai departe. Îmi place foarte mult creionul, nu numai faptul că are periuță, îmi place foarte mult creionul cum se aplică. Are o aplicare foarte interesantă, ți se pare că e foarte moale, dar în același timp este suficient de tare încât să reziste pe sprâncene și rezistă acolo toată ziua. Deci eu nu-i fac nimic, de obicei nu-mi place să mă complic prea mult cu sprâncenele. Când văd pe câte unele că stau câte 20 de minute și-și fac sprâncenele, îmi vine să plâng, pentru că asta cumva mă auto-obligă și pe mine să fac același lucru. Și nu sunt genul de om care să aibă răbdare cu așa ceva. Îmi place să-mi fac sprâncenele, nu-mi place să le exagerez, nu-mi place să le scot în evidență prea tare, să fie acolo aranjate și atât. Și personal vă recomand creionul ăsta de la Benefit dacă vă plac creioanele pentru sprâncene. Cred că o să încerc și celelalte produse din gama asta pentru că m-au făcut curioasă acum. Chiar dacă este mai scump, eu zic că merită investiția. Un alt produs pe care îl iubesc și care este nou este acest rimel de la Tony Moly și este un rimel corean. În cazul în care nu știați, Tony Moly este un brand corean. Am o colegă care este chinezoică și a fost în vară în vacanță în China, mi-a adus câteva chestii de make-up și câteva produse, mai mult măști de față pentru că alea îmi plac foarte mult de la coreeni, măștile sheet-mask de la coreeni, dar mi-a adus și câteva rimeluri din astea, un set întreg de rimeluri din astea. Nu scrie pe el decât Double Needs Pampering Mascara. Nu știu. Însă este un rimel pentru alungire. Eu prefer de regulă rimelurile pentru volum, pentru că am genele suficient de lungi și curbate încât să nu mai am nevoie să mi le și alungească, însă asta îmi place cum separă genele, le separă, nu neapărat că le dă volum, dar le separă și arată foarte frumos. Astăzi, de exemplu, mi-am făcut machiajul ăsta și nici n-am simțit nevoia să pun gene false, fiind un machiaj mai intens, pentru că le-a întors, le-a alungit foarte frumos și îmi place foarte mult cum se vede așa, doar cu rimel pe gene. Și mai e o chestie, nu cade de pe ochi. Ca să scap de el de pe ochi, trebuie să te speli neapărat. Se curăță și cu demachiant, însă rămâne ceva pe ochi, adică nu se curăță tot și trebuie neapărat să te speli. Dar stă acolo înțepenit până l-ai spălat. Nu cade, nu se sfărâmă, nu nimic. Are o consistență mai viscoasă. Dacă vă plac de regulă rimelurile lichide, ăsta nu este exact genul care să vi se potrivească, pentru că are o consistență foarte viscoasă. Are o consistență ca atunci când de regulă un rimel e cam pe terminat, e cam
e pe ducă așa, însă din cauza asta se aplică, nu știu, se aplică foarte bine și periuța are o formă așa de clepsidră, are o formă normală, este un picuț mai mare decât în mod normal. Și mie personal îmi place foarte mult. Acum nu știu de unde să vă spun să-l luați, pentru că v-am spus, colega mea mi l-a adus, însă am văzut că Sephora a început să aducă produse Tony Moly și s-ar putea să-l aducă și pe ăsta. Dacă l-aduce, vă recomand să-l încercați, sau dacă aveți ocazia să-l comandați de undeva, de pe alte site-uri, încercați-l. Accesoriul meu preferat de luna asta este colierul ăsta pe care l-am purtat de nici nu știu câte ori, pe cuvântul meu. Deci cam o dată la 2-3 zile îl port. Deci fac ce fac și îl port pentru că îmi place la nebunie. Cred că este unul dintre cele mai drăguțe coliere pe care le am. Și este un colier statement, însă nu este ceva foarte bold, așa, ca să iasă în evidență. Că ați văzut că mai am și din alea care sunt îți sară în ochi. Este delicat, așa îmi transmite o senzație de delicatețe și l-am purtat cu cămăși și stă foarte bine. L-am purtat cu cămăși și arată foarte bine, l-am purtat la rochii, peste rochie, l-am purtat peste bluze, peste tricouri și arată super bine. Deci, dacă aveți ocazia să vă achiziționați chestii de genul ăsta, eu vă zic să vă luați, pentru că sunt niște piese versatile care frumusețează așa ținuta, nu mă lasă acolo. În materie de fashion mai am două articole pe care nu le am aici. Unul pentru că e lene să mă duc să-l iau și al doilea pentru că este la spălat. Și anume, primul fiind haina aia royal blue, albastră, pe care am reușit să o port iarăși, luna asta fiind mai frig, am reușit să o port mai mult. O să vă las o poză, am pus și o poză pe Instagram cu haina aia, este culoarea mea preferată și ador haina aia. Deci când am văzut haina aia, am luat-o anul trecut de la Etic, anul ăsta am văzut că au adus o variantă, dar pe fucsia, parcă nu e la fel de drăguță, asta pe albastru mi-a plăcut mai mult, nu știu, îmi place mult de tot haina aia și este un palton din ăla care e de toamnă, nu e neapărat de iarnă, pentru că este destul de subțirel, nu e chiar grosuț ca să zici că iarna te poți folosi de el, însă îmi place enorm de mult și l-am purtat de nici nu vreți să știți câte ori. Așa, și a doua piesă este bluza aia pe care ați văzut-o în clipul cu favorite de luna trecută, aia cu umerii decupați. Când am luat bluza aia, n-am știut ce senzație o să fie, că toată lumea era mai interesată de bluza mea în clipul ăla decât de ce am prezentat în clipul ăla și, sincer o să fiu, și mie mi-a plăcut, pentru că este o bluză interesantă cu umerii aia decupați și având în vedere că este mulată, arată foarte bine și pe aia am purtat-o cam cât a fost acceptabil să o port, până să zică lumea, băi, dar tu alte haine nu mai ai. Printre favoritele de luna asta, cred că pot menționa și Harry Potter. Toamna, de obicei, din cauza la tâmpeniei cu Halloween-ul și nu știu ce, încep să mă uit iarăși la Harry Potter și îmi plac la nebunie filmele. Sinceră să fiu, dintre toate filmele, dacă e să luăm așa, ultimele două, care de fapt ar fi un singur film, cred că alea mi se pare cel mai puțin interesante dintre toate, însă celelalte îmi plac foarte mult. Și am și două melodii care mi-au plăcut foarte mult. Una este Unstoppable de la Sia, pentru că, da, mi-a venit soarele în ochi. V-am spus că îmi place Sia foarte, 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 foarte tare. În orice caz, o să vă las linkurile de la clipuri și de la melodii ca să le puteți asculta în liniște. Cam asta a fost clipul meu de astăzi. Eu sper să vă placă și, da, îmi pare rău pentru soarele ăsta care tot intră de ochi așa și tot se ascunde și tot intră de ochi așa, dar nu ce să-i fac. Da, cam atât pentru astăzi. Sper să vă placă, v-am zis, clipul ăsta și să vă abonați la canalul meu dacă încă nu ați făcut-o până acum. Please, vă abonați. Aștept să faceți parte din familia noastră, să creștem așa. De asemenea, dacă vă place clipul ăsta, dați-i și un share, așa, poate îl vede și altcineva. Și puteți să-mi lăsați sugestii pentru clipuri viitoare. Chiar fac o listă acum, lucrez intens la o listă cu clipuri pentru
săptămânile și lunile care urmează și lăsați-mi cât mai multe sugestii because I need them. Așa. Cam atât. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!